Sfârșitul sezonului estival este momentul perfect pentru ca hotelierii să tragă linie și să facă bilanțul, iar rezultatele par să fie dintre cele mai bune. Anul acesta, pentru prima oară în ultimii 20 de ani, 1 milion de turiști români și străini și-au petrecut vacanța pe litoralul nostru. Pentru prima dată, după mulți ani, luna mai a fost scădere, luna iunie a fost o creștere foarte mică de 2-3%, creșteri mari au fost în lunile iulie și august de 16-17%, per total până estimat până la sfârșitul acestui sezon, care se va încheia pe 17 septembrie, creșterea este de aproximativ 11% la turiști români și 10% la turiști străini. Este pentru prima oară după 20 de ani când depășim cifra de 1 milion de turiști pe litoralul românesc. În aceste condiții și încasările hotelierilor au fost pe măsură, adică mai mari cu până la 20% față de anul trecut. Banii care, în mod normal, acum ar trebui reinvestiți, dacă nu în construcția de noi hoteluri, măcar în calitatea serviciilor oferite, dacă tot vrem să ne ridicăm la nivelul vecinilor bulgari, turci sau greci. Preconizați o creștere pentru anul viitor? Da, preconizez o creștere pentru că, din punct de vedere financiar, presupun că undeva între 15 și 20% mai multe încasări au fost anul acesta, iar acești bani vor fi investiți în primul rând în calitatea serviciilor, care anul acesta ne-am confruntat cu o comparație făcută între serviciile de la noi de pe litoral cu serviciile din Grecia sau din Turcia. A început prost și s-a terminat foarte bine. Și asta datorită și, repet, structurii anului de învățământ, pentru că știți foarte bine, s-a terminat școala undeva pe 25-26 iunie, a început pe 12 septembrie foarte devreme. Eu cred că ar fi cazul să se termine școala undeva pe 5 iunie și să înceapă undeva pe 25 septembrie și datorită faptului că, vedeți ce se întâmplă, clima este foarte bine, suntem în septembrie și avem temperaturi de 28-30-32 de grade. Statisticile mai arată că turiștii români au devenit anul acesta mai pretențioși, însă și-au petrecut pe litoral mai puține zile decât anul trecut. A crescut însă cererea pentru pachetele all-inclusiv, iar perioada preferată de turiști au fost lunile iulie și august. Încă la mare, pentru că n-am putut lua concediu mai repede. Da, regretați? Absolut deloc, am prins un timp foarte bun. Frumos. Foarte frumos. Nici nu se simte că e toamnă. Exact. De ce ați ales un hotel all-inclusiv? Pentru că e prima oară când am ales și vreau să vedem cum e. Și suntem foarte mulțumiți. Din păcate, anul viitor vine și cu vești proaste. Tarifele la cazare vor crește cu până la 20%, dar chiar și așa, hotelierii mizează și pe o creștere a numărului de turiști.